Iată că a sosit și timpul horoscopului. Berbec, posibil că astăzi apar oportunități noi, însă conjuncturile sunt nefavorabile din punct de vedere al câștigurilor financiare. Vă lipsește curajul, vă faceți gânduri negre și aveți impresia că toate merg pe dos, că totul se întoarce împotrivă. Organizați-vă timpul în așa fel încât să puteți ieși la o întâlnire cu prietenii, să vă relaxați. Taur, dacă veți începe o nouă colaborare sau mergeți într-un loc nou, posibil că veți scăpa din atenție un amănunt. Sunteți predispuși la grabă, până și viața sentimentală este supusă stresului. Poate există un schimb de replici cu privire la exprimarea sentimentelor de dragoste. Fiți mai precaut, alegeți să faceți treburi de rutină. Gemeni, atenție la locul de muncă, sunt șanse să fiți implicat în certuri sau într-un posibil șantaj. Controlați-vă impulsivitatea atunci când comunicați cu cei din jur. Relațional, astrele scot la suprafață adevăratul caracter al partenerului de viață. Secretele acestuia, diferențele de opinii. Rac, o relație extraconjugală se poate activa în această zi, mai ales la locul de muncă, dacă aceasta implică în cazul tău deplasări în interes de serviciu. Acum rămâne doar la latitudinea ta dacă vei ceda tentației sau nu. Totuși, dacă ești deja într-o relație, mai bine ar fi să te abții. Leu, încercați să aveți grijă astăzi de bunurile de valoare. Luați în calcul renovarea unui mobil de care încă vă puteți folosi, chiar dacă veți investi ceva bani, iar cheltuielile vă vor aduce o stare de stres, considerați că rezultatul va merita investiția. Evitați efortul fizic exagerat pentru a nu declanșa probleme de sănătate. Fecioară, riscul de a intra în criză de timp la locul de muncă este mare, totuși nu încerca să forțezi pe cei din echipă să termine proiectul la timp, pot apărea erori care să te coste bani. Dacă dorești să pleci în vizită într-un loc mai îndepărtat, fii atent la bunuri, sunt șanse mari să rămâi fără ele. Balanța, se pare că ai parte de vești bune, în special pe plan profesional și financiar. Eforturile tale încep să se resimtă tot mai eficient în ceea ce privesc asocierile, colaborările, posibilitatea semnării unor contracte. Pe de altă parte, membrii familiei au nevoie în această zi de prezența ta. Încearcă să le faci pe plac, dar nu fă compromisuri prea mari. Scorpion, începeți să vă puneți întrebări legate de sensul vieții și veți afla de ce vă învârtiți în cerc de ceva timp. Partea financiară trebuie regândită cu atenție. Se recomandă cumpătare atunci când luați decizii legate de investiții care prezintă riscuri majore. Nu fugiți după câștiguri rapide, evitați speculațiile financiare. Săgetător, situațiile pot fi destul de instabile astăzi, vă veți baza doar pe propriile puteri și nu vă încredeți în cei din jur, deoarece credeți că s-ar putea ca aceștia să urmărească să obțină doar beneficii în interes personal. Sentimental, se pare că ziua vă va aduce o nouă iubire la orizont și veți fi entuziasmat de această nouă posibilă relație. Fiți însă precaut pentru a evita riscul să fiți dezamăgit. Capricorn, stai ca pe un butoi cu pulbere, parcă tot stresul acumulat în ultima perioadă acum va lucra în defavoarea ta. Discuțiile pe teme financiare ar trebui evitate în această zi pentru a nu cauza pierderi de oportunități din pricina agresivității verbale. În plus, pe seară s-ar putea ca rudele partenerului să încerce să-ți facă zile fripte. Vărsător, ziua de astăzi nu pare prielnică pe partea financiară, banii vor fi astăzi mărul discordiei, iar dacă este cazul unui divorț, veți afla că partenerul falsifică anumite chestiuni pentru a avea câștig de cauză. Sporesc grijile care vă dau o puternică stare de neliniște. Vă veți adapta situației și vă veți învăța să vă păstrați calmul pentru a nu lua deciziile nepotrivite care vă vor scoate în pierdere. Și pești, fă tot posibilul să nu dai bani cu împrumut prietenilor în această zi cu un influx astral nefavorabil pentru acest demers, mai ales celor care sunt plecați în străinătate. Mulți vor dori să profite de bunătatea ta doar pentru că ai avut un moment de slăbiciune și te-ai lăudat cu roadele muncii din ultima perioadă. Tuturor celor născuți astăzi, le urez un sincer și călduros la mulți ani! Bună dimineața! Smile FM. Smile FM. Smile FM. Your happy music.